Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Secretele Puterii. Invitata din această seară este președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Doamnă Sandu, bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am regăsit. Doamnă Sandu, e o aniversare, practic. Se face un an de zile de la victoria entuziasmantă pe care ați avut-o în 2020 în alegerile prezidențiale. Practic acum un an priveam cu emoție acea mobilizare extraordinară a diasporei noastre. Am doborât un record mondial la ponderea diasporei în alegeri. Acum, la un an de zile după acea victorie, dacă ați face o analiză a dumneavoastră, cum vedeați Republica Moldova peste un an? Ce vă propuneați să faceți în această perioadă și ce ați realizat, cam care ar fi balanța? Bine, eu mă gândeam să fac analiza la un an de mandat, dar putem să facem și la 11 luni de mandat. Ceea ce cred că am reușit noi împreună, lucrul cel mai important, este faptul că eu am creat condiții, iar cetățenii în aceste condiții au reușit să alunge din clasa politică sau cel puțin de la putere tare mulți politicieni corupți. Deci asta cred că este o realizare importantă a noastră, nu zic că este a mea, am și eu contribuția mea pentru că am venit cu aceste condiții sau am contribuit la crearea acestor condiții, dar cetățenii au reușit să schimbe fața clasei politice și astăzi avem, după tare multă vreme, avem la conducerea țării oameni care sunt cinstiți, care nu fură. Asta nu înseamnă că nu mai avem corupție, dar asta înseamnă că această corupție nu mai este tolerată, programată, dacă vreți, protejată de către conducerea țării, așa cum s-a întâmplat, din păcate, foarte mulți ani. Deci eu cred că asta este cel mai important lucru pe care l-am făcut. Am creat aceste condiții ca în sfârșit să avem un guvern care să înceapă să lucreze pentru a rezolva problemele cetățenilor, ca să avem un parlament în care este voință politică să se lupte cu corupția, să se reformeze justiția, dar suntem încă la început de cale pentru a construi. Deci am făcut ordinea la nivelul politicii centrale, la nivelul autorităților centrale, acum trebuie să facem ordine la toate nivelurile și să construim. Alegerile anticipate și victoria categorică a PAS-ului în aceste alegeri o puneți la principala reușită. Dacă ar fi să avem o nereușită, ceva ce v-ați gândit că în noiembrie 2021 va fi realizat și nu s-a realizat, ce v-ar trece prin minte? Bine, probabil că mi-am dorit să avansăm mai repede pe reforma justiției. De exemplu, eu speram că până la sfârșitul acestui an o să avem în aplicare legea cu privire la evaluarea externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor și acest proces o să înceapă și o să vedem primele rezultate. Acum este clar că această lege va fi aprobată, sper eu, în următoarele 2-3 luni. Se discută în continuare cu Comisia de la Veneția și cu Consiliul Europei. Deci nu ne putem mișca chiar așa de repede, sau mai bine zis, Parlamentul, pentru că eu doar urmează să semnez această lege, dar până la urmă Parlamentul este cel care trebuie să o aprobe. Bineînțeles că pe reforma justiției, pe lupta împotriva corupției, mi-aș fi dorit să putem să ne mișcăm mai repede. În același timp, ca să nu discredităm aceste procese, trebuie să respectăm legea, să respectăm procedurile, să fim foarte riguroși. Da, sperăm că ne și permitem să amânăm oarecum acest proces, dar vom discuta mai mult despre ce se întâmplă în justiție. Vreau să vorbim un pic și despre guvern, pentru că avem tot iată în aceste zile acele 100 de zile de guvernare. Este un guvern pe care l-ați girat, practic, dumneavoastră, a fost emanația dumneavoastră.
Dacă ați face, iată, o analiză și a acestor 100 de zile de guvern condus de Natalia Gavriliță, cum vi s-a părut? Ce notă i-ați pune? Nu o să mă apuc să dau note, dar eu cred că s-au făcut anumite lucruri și putem să discutăm despre ele. Pe anumite domenii lucrurile s-au mișcat mai repede, pe alte domenii lucrurile s-au mișcat mai încet, dar eu văd aceste 100 de zile ale noului guvern ca pe un proces de construcția unei case. Atunci când te apuci să construiești, și noi asta trebuie să facem, întâi faci ordine pe terenul unde vrei să construiești, după care îți aduni materialele de construcție, aduni forța de muncă, oamenii îi găsești, și asta este cea mai complicată problemă aici, și după aia te apuci să construiești. Deci cam așa văd eu aceste 100 de zile în care guvernul a venit, a trebuit și încă mai are de curățat instituțiile de tot felul de elemente și în anumite instituții elementele astea corupte, oamenii ăștia corupți ai regimurilor precedente au plecat mai ușor. Alții au opus rezistență și a trebuit să se respecte anumite proceduri legale ca să nu ne pomenim cu ei reîntorși înapoi prin instanțe de judecată. Pe partea de politică externă, și aici e și meritul meu, dacă vorbim despre ce am reușit într-un an sau în 11 luni, cred că am reușit să refac relațiile Republicii Moldova cu foarte mulți parteneri externi. Despre Republica Moldova se vorbește, am început să refacem imaginea Republicii Moldova, care a fost pătată de guvernările precedente și de scandalurile de corupție, și respectiv am început să culegem roadele acestor parteneriate pe care le avem, inclusiv prin asistență, pentru că atunci când se mai anunță un sprijin, de exemplu, din partea Uniunii Europene, toată lumea întreabă, da, ce se întâmplă cu banii ăștia? Unde se duc banii ăștia? Și eu vreau să dau un exemplu, mă rog, mai aproape de oameni. De exemplu, guvernul a venit să majoreze pensiile pentru cei care au o pensie mai mică. Și chiar dacă poate individual aceste majorări nu sunt foarte mari, dar la nivel de țară sunt peste 3 miliarde de lei, de exemplu, pentru bugetul anului care vine. De unde vin banii ăștia? Pentru că nu îi desenează cineva. De unde vin? Iată, inclusiv vin din resursele pe care ni le acordă partenerii noștri de dezvoltare. În situația în care noi suntem într-o criză economică și nu putem să punem presiune și mai mare pe agenții economici, pe cei care contribuie la bugetul de stat și de unde se iau banii ăștia, pentru că, de exemplu, aceste majorări de pensii, ele nu vin din bugetul fondului social. Deci nu vin din contribuții. S-a spus foarte clar că vor veni de la bugetul de stat, inclusiv din banii care vin de la donatori. Și nu doar asta, pentru că am început să discutăm și despre proiecte de infrastructură care vor începe. Ele nu se vor finaliza în câteva luni, nu înseamnă că vom avea conexiune cu România pe linie electrică într-un an, dar se începe proiectul cela care a fost tergiversat mai mult de 2 decenii. Și asta înseamnă că în 3-4 ani o să avem problema rezolvată. Iată, guvernul a încercat să pună la punct niște condiții ca să pornească procesele, a încercat să-și facă echipa la nivel de fiecare instituție și mai are de lucrat. Aici sunt agenții în care încă n-a fost schimbat managementul, sunt instituții în care se caută încă oameni cu care să poată să se rezolve problemele pe un domeniu sau altul. Au mai fost și crizele, pandemia, care a venit cu un nou val, criza gazelor, și, evident, o problemă mare cu care se confruntă toți cetățenii este creșterea prețurilor, și care vine dintr-o criză economică, pentru că atunci când a început pandemia, procesul de producție s-a redus, deci s-a produs mai puțin, deci a fost un declin economic, și acum cererea crește, iar oferta este mai mică decât cererea, și asta creează inflație la nivel global. Republica Moldova, fiind o economie deschisă, din păcate este afectată foarte tare de creșterea prețurilor la nivel internațional. Ok, dacă ați luat vorba despre prețuri, voi sări două întrebări, dar ne întoarcem la ele. Și vreau să comentați un pic această declarație controversată, din punctul meu de vedere, și nu doar, a ministrului economiei, domnul Gaibu,
care a asemănat ceva cu ce a spus Dmitri Medvedev prin 2015 în Crimea, деньги нет, но вы держитесь. A spus ceva de genul, băi, prețurile cresc, trebuie să ne adaptăm și să ne obișnuim cu ele, nu știu, de la fasole la cartofi, probabil, să ne adaptăm. Nu știu cum exact s-a exprimat domnul ministru și ce a avut în vedere. Din păcate, fenomenul creșterii prețurilor există și este un lucru pe care guvernul nu poate să-l influențeze, pentru că, așa cum spuneam, cresc prețurile la nivel mondial și în majoritatea cazurilor, deci motivul este dincolo de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, procesele din Republica Moldova. Ce putem face aici? Evident, noi avem Banca Națională care, prin politicile ei, ar trebui anumitor indemnizații, de exemplu, pentru oamenii cu dizabilități. Acum, din cauza creșterii prețurilor la gaze naturale și respectiv la încălzire, tarifelor la încălzire, vine cu o compensație care nu acoperă total această creștere, dar care totuși înseamnă peste 1 miliard de lei care să meargă pentru cetățeni. Ce trebuie să facem noi este să creștem veniturile. Asta este cea mai potrivită măsură. Iar asta înseamnă salarii mai bune, asta înseamnă o economie mai dezvoltată, asta înseamnă mai multe investiții. Asta nu se întâmplă într-o săptămână sau două, dar la asta trebuie de lucrat foarte mult, în special Ministerul Economiei are rolul să îmbunătățească semnificativ mediul de afaceri, pentru că îmbunătățind mediul de afaceri îi ajută pe oameni să-și obțină slujbe mai bune și salarii și mai mari. Și să faciliteze pe cât posibil accesul investitorilor străini, dar nu de multe ori să se împiedice în tot felul de birocrație. De asta și spuneam, îmbunătățirea mediului de afaceri. Și asta este o reformă care poate fi făcută repede. Sigur, investitorii, în special cei străini, vor veni dacă vor vedea și mișcări serioase pe reforma justiției, pentru că justiția este un element important al mediului de afaceri. Dar sunt și reforme, schimbări care pot fi făcute repede, mult mai repede decât reforma justiției, pentru ca să se îmbunătățească mediul de afaceri. Și astea sunt așteptările, în special în raport cu Ministerul Economiei, dar și Inspectoratul Fiscal, Serviciul Vamal, ANSA, toate instituțiile care interacționează cu mediul de afaceri. Noi avem și un raport de 100 de zile de guvernare, l-am răsfoit și am văzut la anumite ministere sau în anumite domenii foarte multe puncte, nu știu dacă neapărat sunt și realizări, dar foarte multe puncte, dar în privința altor ministere aproape deloc. La Ministerul Agriculturii, acolo practic lipsesc cu desăvârșire reușitele. Și noi trăim totuși în acest mit că suntem o țară agricolă, dar oricum, chiar și în 2021, agricultura este un domeniu important pentru Republica Moldova. De ce de la Ministerul Agriculturii nu vedem nimic în acest raport? Bine, asta este o întrebare către Ministerul Agriculturii și către guvern. Eu nu am venit aici să apăr raportul ministerului și mai ales a guvernului. Sigur, sunt ministere unde s-au văzut mai multe lucruri, sunt ministere unde s-au văzut mai puține lucruri. Acum, este această perioadă de 100 de zile suficientă pentru a analiza performanța unui ministru sau altuia? Probabil că nu. Eu am fost ministru, eu știu ce au însemnat pentru mine primele 100 de zile la Ministerul Educației, în situația în care a trebuit să încep de la zero, să construiesc echipă, să fac ordine în contabilitatea ministerului ca să nu se fure banii acolo după ce am ajuns eu ministru, să mă clarific cu celelalte lucruri. Sunt miniștrii care au reușit să identifice niște măsuri care să ducă la rezultate imediate și sunt miniștrii care se concentrează pe măsuri care vor da rezultate pe termen mediu și lung. Eu cred că ei trebuie să combine lucrurile pentru că sunt și lucruri care pot fi făcute cu rezultat imediat și evident trebuie de concentrat și pe chestii structurale care să producă schimbare serioasă și sustenabilă în timp. Dar eu zic că e un pic cam de vreme, haideți să le lăsăm măcar vreo jumătate de an ca să putem să judecăm ce se întâmplă. În concluzie,
ce ține de guvern, toate aceste zvonuri, bârfe care apar în ultimele zile că Natalia Gavriliță ar urma să fie demisă sau să demisioneze, nu au niciun rațional. Absolut fals și absolut greșit. Deci nu este un premier de sacrificiu, doamna? Nu este un premier de sacrificiu. Este un premier care se descurcă, care este foarte dedicat lucrului pe care îl face, care este, dacă vedeți, tot mai mult respectat la nivel internațional și în comunitatea investitorilor. Tocmai a avut o prestație foarte bună la Londra, la întâlnirea cu potențiali investitori. Deci, eu cred că lucrurile vor merge foarte bine sub conducerea doamnei ministru. Domnul Ion Sturza, care este un susținător declarat al dumneavoastră, a făcut și el un raport la 12 luni de la victoria noastră în alegeri și spunea el: astăzi Maia Sandu este președinte, parlamentar, prim-ministru, ministru de externe, ministru al justiției, mai departe toată lista, citat în încheiat, doamnă Sandu. Cum reușiți nu toate știu, domeniile să le acoperiți? Cred că a fost o glumă a domniei sale, nu știu ce a avut în vedere, bineînțeles că nu stau lucrurile așa. E vorba de o echipă care muncește și asta se vede. Se văd oamenii din Parlament cu inițiative, se văd oamenii din guvern și mulți alții care nu se văd. Și evident că pentru a reuși e nevoie ca această echipă să crească, să se consolideze, să existe suficientă sinergie în activitatea tuturor instituțiilor. Până la urmă, noi vrem să construim un stat. Și da, nu este ușor, mai ales, așa cum discutam și înainte de emisiune, eu când am mers în 2012, atunci credeam că calitatea serviciului public este una slabă. Iată, aproape 10 ani mai târziu, trebuie să recunosc că calitatea instituțiilor noastre a degradat, în special sub regimul lui Plahotniuc, dar în loc să se îmbunătățească, calitatea instituțiilor a degradat și acum e mult de lucru până ca să refacem, să investim în oameni, să găsim suficienți oameni care să vină să lucreze în toate aceste instituții. Poate domnul Sturza, când a preferat să se exprime în felul ăsta, s-a referit la faptul că deocamdată, din actuala guvernare sau echipă guvernamentală, totuși nu se remarcă oameni, și aici nu vorbim de profesionalism, dar ca imagine care să iasă foarte mult în față. Poate s-a referit la faptul că în continuare această guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate, cumva contează pe acea încredere pe care ați acumulat-o dumneavoastră, da? Pe parcursul anilor și în prezidențiale. Acum partidul, guvernul, echipa de la guvernare poate să conteze doar pe rezultatele propriilor acțiuni. Și da, uneori e cumva foarte mult zgomot, chiar și un pic de isterizare a societății, vedem inclusiv în spațiu online, în presă. Și în aceste condiții este foarte important ca guvernarea, ca guvernul să se concentreze pe priorități. Indiferent ce se discută, indiferent de critici, da, trebuie de ascultat și de corectat anumite lucruri, dar trebuie să se meargă pe priorități, pe lucrurile care au fost promise cetățenilor. Cetățenii au votat pentru mine, au votat pentru Parlament, pentru majoritatea parlamentară, în primul rând pentru ca să se facă reforma justiției, ca să se scape țara de corupți, ca să se creeze oportunități economice, respectiv, așa cum am spus, să îmbunătățim mediul de afaceri și să atragem investitori și domestici și străini. Deci, pe asta trebuie să se concentreze guvernarea și aici trebuie să aibă rezultate. Nu poate să conteze pe imaginea unuia sau altuia. Imaginea a contat în alegeri. Acum, când ești la guvernare, contează rezultatele. Și noi asta trebuie să demonstrăm. Astăzi, domnul Nicu Popescu, ministru de externe și al integrării europene, a fost la Moscova, s-a întâlnit cu omologul său rus.
Apropo, vreau să remarc faptul că domnul Popescu se descurcă foarte bine și este, chiar am rămas surprins plăcut de declarațiile pe care le-a făcut în această conferință de presă și se vede că a învățat puțin din experiența de acum 2 ani când a făcut anumite greșeli. Dar vreau să vă întreb altceva. S-a discutat inclusiv despre o posibilă vizită a dumneavoastră în Federația Rusă. Practic s-a spus că se tatonează în continuare terenul. Dacă totuși putem să ne așteptăm în următoarea perioadă la o astfel de vizită, sau de ce nu, poate îl invitați pe domnul Putin când a venit de vreo 13 ani aici? Nu știu dacă s-a discutat despre această vizită, am văzut doar că a fost o întrebare din partea presei și am văzut răspunsul. Deci nu este un lucru stabilit, acum planificat, o dată concretă și respectiv nu e cazul să discutăm ipotetic. Am început dialogul la diferite nivele, pe diferite domenii, încercăm să discutăm. Va fi o comisie ale guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse la sfârșitul acestei luni, din câte înțeleg. Acolo se vor discuta mai multe subiecte care țin de agenda noastră bilaterală, să vedem ce se reușește în materie de rezolvarea unei probleme sau alta. Da, nu luați în calcul să-l invitați pe domnul Putin la Chișinău? Nu am stabilit un asemenea lucru și acum, dacă nu e stabilit, nu are rost să discutăm ipotetic. Nu, că am văzut că au fost anumite bâlbe în privința unei invitații a domnului Kozak, care a venit informația inițială de la vicepreședintele Parlamentului, care din punctul meu de vedere nu cred că ar trebui să se ocupe de astfel de lucruri. Până la urmă, domnul Kozak nu a mai venit pentru că a spus el că nu era timp. Nu, a fost o invitație care a venit de la noi, de la oficiul prezidențial. Dacă vă referiți la domnul Popșoi, el doar a confirmat că a fost această invitație, dar după aia, pentru că discuțiile pe contractul de achiziție a gazelor nu s-au mai întâmplat în săptămâna aceea, au fost amânate și această vizită a fost amânată și okay. Nu s-a mai întâmplat. Am ajuns la gaze, ajungem la lucruri un pic mai dificile. Domnul Spânu s-a aflat la Sankt Petersburg timp de câteva zile, a negociat. Domnul Sandu, dumneavoastră ați fost în contact permanent cu domnul Spânu, ați știut ce se negociază, știți ce conține acel contract cu Gazprom? Noi, pe parcursul întregii luni, deci luna octombrie, care a fost acea lună de criză, atunci când nu aveam nici suficient volum de gaze și, respectiv, aveam o problemă cu prețurile care creșteau exponențial, evident că în acea perioadă am avut ședințe non-stop pe această problemă și am încercat fiecare pe partea lui să identifice soluții. Eu am discutat cu președinții altor state, am discutat foarte mult cu conducerea instituțiilor europene ca să identificăm soluții. Soluții foarte bune nu au fost, din păcate, pentru că așa s-a întâmplat să fie această creștere a prețurilor fără precedent de 5, 6, 7, 8 ori. Și, pe de altă parte, evident, guvernul, în acest caz domnul Spânu, a tot încercat să discute cu Gazprom în câteva rânduri și, în final, la sfârșitul lunii octombrie, a semnat acel protocol, iar Moldova Gaz a semnat contractul. Eu contractul nu l-am văzut, știu despre formulă și anumite clauze. Acum, dacă mă întrebați pe mine de ce ar trebui să fie acest contract confidențial, probabil că nu ar trebui să fie. Această clauză este în contractul dintre două entități. Da, este adevărat că Republica Moldova ca stat este deținătorul sau este acționar în Moldova Gaz, nu este acționar majoritar. Cred că până la urmă nu ar trebui să fie... Dumneavoastră, puteți garanta că în acest contract nu există prevederi care să atenteze la viitorul acestui stat, la securitatea sa? Deci prevederile care într-un fel contează, deci
în contract contează formula de finanțare, pentru, formula de calcul a prețului, pentru că asta determină prețul pe care trebuie să-l plătim. Celelalte lucruri sunt în protocolul pe care l-a semnat Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și anumite lucruri cred că vor urma să fie discutate acum la această comisie ale celor două guverne. Cele mai dificile elemente vor fi auditul și mai ales discuția pe datoria malului drept și respectiv deja discuțiile pe restructurarea Moldova Gaz după ce se va face acest audit. Doamna Sandu, noi am asistat în luna octombrie la lucruri ciudate. Care din ele au fost ciudate? Gazprom-ul exporta vreo 15 miliarde de metri cubi de gaz în Europa și nu ne-au găsit 15 milioane să ne dea, sau 20 într-o lună. Pe la mijloc de octombrie, brusc, cei de la Cuciurgan au limitat și producția de energie electrică, trebuia să împrumutăm din Ucraina. Cuciurganul, Interrau, știm foarte bine, tot Federația Rusă. Ăsta este șantaj din partea Moscovei pentru ca noi să facem anumite cedări sau ce a fost asta? A fost surprinzător că noi am aflat despre faptul că contractul nu va fi totuși semnat așa cum ne-a informat Moldova Gaz că urma să fie semnat, că am fost informați cu câteva zile înainte de sfârșitul lunii septembrie, deci cumva foarte târziu și asta a fost o întrebare de ce lucrurile nu au fost puse mai devreme. A fost o surpriză pentru noi că nu au fost oferite toate volumele, chiar dacă în luna octombrie noi am plătit un preț foarte, foarte mare. Și răspunsurile pe care le-am primit au fost că e o problemă tehnică. Acum, brusc s-a rezolvat la un moment. Acum putem să, mă rog, să ne imaginăm fiecare ce vrem, dacă a fost o problemă tehnică sau nu. Pentru noi asta a însemnat că trebuie în regim de urgență guvernul să caute o soluție, să cumpere în altă parte. În altă parte am cumpărat la un preț tot foarte mare, la preț de piață, pentru că așa au fost realitățile. Această discuție și aceste negocieri ar fi fost probabil cu totul altfel dacă nu era această nenorocită creștere de prețuri la gaze de 7-8 ori. În alt context, evident, și guvernul nu ar fi fost așa presat și grabă nu ar fi fost pentru a semna acest contract. Dar atunci când prețul este de 1200 de dolari, atunci da, lucrurile evident se complică atunci pentru când un stat... Și mai ales atunci când deci ești într-o țară în care nu s-a lucrat deloc timp de 30 de ani, pe alternative, pe producție internă. Eu, de exemplu, am fost la Viena și acolo am discutat, pentru că am discutat cu toți, i-am sunat pe toți și am încercat să obțin sprijin de la toți. Și ei ne-au spus, da, sigur, această creștere a prețurilor la gaze este și pentru noi o povară. Dar noi avem surse alternative, inclusiv surse în interiorul țării. Atunci când ceva se întâmplă pe piață anormal și această creștere este anormală, noi trecem la sursele noastre interne și respectiv putem să protejăm. Noi la ce surse interne să trecem dacă nu a fost construit absolut nimic? Nici pe energie electrică alternativă, nici pe alte surse. Și acum, deci această criză ne-a pus problema energetică pe agendă mai serios decât oricum aveam de gând să rezolvăm, deci să lucrăm pe acest subiect, dar acum o să lucrăm și o să avem o strategie foarte serioasă. Sper că ne-am învățat lecțiile și sper că și cetățenii, unii încă încântați de Moscova și de puterea de acolo, au înțeles anumite lecții și un anumit comportament din partea unui stat care putea să ne lase și fără lumină și fără căldură în cea mai grea perioadă. Pe cetățenii doare tariful care trebuie să-l plătească. Sigur. Și eu îi înțeleg și îmi pare foarte rău că trecem prin această perioadă dificilă, dar nu avem gaze naturale noi aici, ca să putem să controlăm prețurile. Noi gazele naturale trebuie să le cumpărăm din altă parte și le cumpărăm la prețul la care se vinde. De aceea e nevoie să avem surse alternative de energie. Și doi, noi avem și o economie care este foarte ineficientă din perspectiva energetică. Deci noi
pentru aceeași unitate de producție consumăm mai mult decât în alte țări. Asta înseamnă echipamente trebuie, vechi. Trebuie să luăm publicitate și după publicitate aflăm dacă este vreo clauză confidențială în acest contract care îl vizează și pe Igor Dodon. Publicitate. Am revenit. Doamnă Sandu, s-a semnat contractul cu Gazprom și domnul Igor Dodon, care stătea de vreo 2 săptămâni în Rusia, la scurt timp s-a întors și el acasă. Acum 1 săptămână s-a întors și fratele său, care a stat și mai mult. Și iată, se creează tot felul de speculații că în toată această ecuație, cumva, Rusia ar fi cerut guvernării să nu vă atingeți de Igor Dodon. Rusia nu a cerut și guvernarea nu a promis nimic în acest sens. Așa că știu sunt dacă... pure coincidențe, da? Nu știu care este motivul relaxării, pentru că noi cu toții l-am văzut pe Igor Dodon mobilizat să plece într-un moment, după care l-am văzut mai relaxat. Nu știu care este motivul relaxării, dar din ceea ce cunosc eu și cred că cunosc, că nu văd cine ar fi putut face asemenea promisiuni, nici nu a fost solicitat un asemenea lucru din partea Federației Ruse și, bineînțeles, că n-a fost făcută nicio promisiune pe partea asta. Dumneavoastră ați câștigat alegerile prezidențiale vorbind foarte mult despre corupție, inclusiv despre corupția lui Igor Dodon, Partidul Acțiune și Solidaritate, la fel. Și dacă dumneavoastră ne-ați spus atât de mult că este corupt și nici nu trebuia neapărat să ne spuneți că numai faza cu Liocu, cât arată contractele vechi cu energie electrică, cu Ucraina, lucrurile sunt evidente, Bahamas, lucrurile sunt evidente, așteptăm, doamnă Sandu, așteptăm. Dosare, bineînțeles că așteptăm. Și nu doar dosare, dar și trimiteri în judecat, recuperări de prejudicii, dar vedem că pe această linie nimic. Păi, nu fac eu lista persoanelor pentru care trebuie să înceapă investigațiile, că asta nu este legal și nu aș face niciodată. Acum să vorbim despre ce se întâmplă în procuratură. Procuratură se întâmplă anumite lucruri. Se întâmplă anchete în raport cu unele persoane, unele de la nivel mai, care au fost în funcții mai înalte, alții care mai sunt sau vom au reveni, fost în funcții vom mici. Păi asta este, pentru că mă întrebați pe mine de ce nu este investigat Igor Dodon, dacă trebuie să fie. Eu nu știu de ce nu este investigat, eu nu dau lista investigați. Noi, pe de-o parte, trebuie să facem această reformă, să ne asigurăm că în sistem rămân procurori integri. Pe de altă parte, să consolidăm independența și capacitatea, deci ceea ce am discutat inclusiv azi cu reprezentanții Statelor Unite este că după această curățenie generală în justiție și în procuratură, noi o să avem nevoie de instruiri foarte serioase pentru procurorii noștri, pentru că ei au foarte mult de lucru. Acolo s-au adunat grămiezi de dosare care n-au fost investigate și, apropo, în timp. Doamnă Sandu. Și doi, sunt lucruri, unele dintre ele sunt destul de complicate, unde chiar trebuie să avem oameni foarte bine pregătiți. Că vorbiți deci, iată, de oameni. Asta este rolul guvernării. Să adopte odată această lege, să înceapă acest proces de curățare și ați văzut că ministrul Justiției a spus că va fi și pre-vetting. Vettingul fiind curățare, deci din engleză, pentru CSM și CSP, pentru că trebuie să fie adunarea generală a procurorilor, adunarea generală a judecătorilor și să-și înainteze oameni să-i voteze în aceste două instituții importante. Păi iată, ca să nu se înainteze iar tot felul de personaje cu probleme de integritate, va fi totuși o comisie pentru cei care vor să candideze și se va trece prin filtru și doar cei care vor trece prin acest filtru și aici vor participa și experții ai Uniunii Europene. Sperăm să nu fie filtrele ca în 2019 nu, haideți, la procurorul general. Haideți să vă spun, deci, aici vor participa și experții ai Uniunii Europene pentru ca să fie mai multă credibilitate. Aici vor fi mai mulți și procesul nu va fi așa de rapid cum l-am făcut în 2019. De asta un pic, mă rog, ia timp. Dar asta trebuie să facem, să curățăm sistemul și să îi creăm condiții pentru ca să îmbunătățim capacitatea lor. Să găsim mai mulți oameni, că nu știu cum este un tânăr procuror, Petru Iarmaliuc, îl văd și în dosarul Popov, el și Popa, și la Bălți, ieri la judecător.
Acum să discutăm despre ce se întâmplă în procuratură. A fost de o parte, doar o remarcă, doamnă. Înțeleg, dar eu vreau să vă răspund la această remarcă, pentru că rămâne doar un semn de întrebare și lumea se întreabă ce e cu procurorul ăsta. Nu-l știu, nu l-am văzut, dumneavoastră îl cunoașteți, nu-l cunosc, nici nu am citit despre el în presă. Cu siguranță anumite lucruri se întâmplă. Deci noi vedem arestări, cercetări, tot felul de chestii se întâmplă în procuratură. Și asta cred că este bine, că s-au apucat de lucru. Acum, pun eu mâna în foc pentru faptul că tot ce se întâmplă acolo este corect și legal. Nu cred că pot să pun mâna în foc. Repet, pentru că sistemul încă nu a fost reformat și curățat. Mesajul pe care îl transmit de fiecare dată este că toate lucrurile trebuie să fie făcute legal. Nu se ocolește legea în detrimentul vitezei, nici într-un caz să nu se facă acest lucru. Pentru noi este important și pentru credibilitatea acestui sistem, sigur că procuratura vrea să arate rezultate și cetățenii așteaptă să fie sancționați cei corupți și să fie oprită corupția, să nu se mai fure în tot felul de scheme și instituții. Dar, cum am spus, viteza nu trebuie să meargă în detrimentul legii. Și nici interesele personale, de grup, răzbunările. Acum, noi o să putem să avem certitudine că totul este corect și bine, doar în momentul în care vom face această reformă în interiorul procuraturii. Dar e bine că până atunci se întâmplă niște lucruri, pentru că dacă sigur, nu s-ar mai întâmpla, mai ales că se întâmplă în raport cu persoane despre integritatea cărora nu avem dubii că oamenii ăștia merită să fie cercetați. Dar întrebările sunt dacă mai sunt și alții care tot ar trebui cercetați și iată în cazul și dacă sunt cercetați acești oameni pe lucrurile cele mai grave pe care le-au făcut. Și pentru că domnul Răileanu astăzi am înțeles că e în dosarul dublelor identități. Dar dacă vor căuta procurorii în perioada domnului Răileanu la ASP, vor vedea eu cred că ei lucruri îngrozitoare. Ocupați foarte mult timp doar cu acest personaj. Eu am vrut să mai rămânem un pic la gaze și la Moldova Gaz, pentru că guvernul a identificat 1,6 miliarde de lei să ne compenseze nouă tuturor facturile la gaze. În același timp, doamnă Sandu, noi am avut o decizie în ianuarie 2021, luată de către acest management al companiei, în frunte cu domnul Ceban, care a decis el să schimbe formula la prețul de import a gazelor. În urma schimbării acestei formule, noi practic am pierdut 100 de milioane de dolari. Domnul Ceban s-a dus și în iulie la Andreea să ceară 6,5 lei. Dacă rămânea formula veche și el este manager și știa cât o să ne coste gazele vara asta pe formula veche, noi am fi plătit 100 de milioane mai puțin. Întrebarea este aici. Doamnă Sandu, noi ne asumăm, plătim datorii, dacă îmi vin astfel de gafe de management și omul ăla fără Gazprom acolo nu este pus în funcție. Ăștia au 50% din acțiuni. Noi, ca stat, ce facem? Sau lăsăm în continuare să se ia astfel de decizii care ne prejudicează de 100 de milioane? Haideți să discutăm la general și după aia concret. În primul rând, noi știm că la Moldova Gaz s-au făcut tare multe lucruri abuzive în timp. Timp de zeci de ani am tot auzit despre scheme de corupție în care au fost implicați tot felul de oameni și din conducerea Moldova Gaz în aceste decenii și din guvern, pentru că dacă stăm și ne amintim că legea a fost modificată în 2017, anume ca să nu mai poată merge Curtea de Conturi să facă control la Moldova Gaz și la alte întreprinderi din această categorie. Și până în 2017, Curtea de Conturi nu a putut ajunge acolo. De fiecare dată când se pornea, se găsea cineva la guvernare care oprea Curtea de Conturi să nu ajungă la Moldova Gaz. Și e clar de ce se făcea asta, pentru că cineva vroia să ascundă. După care în 2017, în genere, au schimbat legea ca să nu mai aibă bătaia asta de cap. Deci, acolo e clar că și din datorii s-au acumulat datorită managementului defectuos și datorită corupției. Pe acest caz concret, și pe nu pot să
mă dau cu părerea pe managementul actual, ce a făcut și cum a făcut, inclusiv acest audit, dar și un control trebuie, dincolo de auditul internațional, trebuie și un control. O să putem să ne dăm cu părerea după ce o să vedem concluzii. Pe formulă. Deci pe formulă, dacă e să mergem după tendințele din ceilalți ani, prețurile la gaze de obicei în vară scădeau. Prețurile la gaze și nu știu dacă cineva a putut să prognozeze această creștere. Eu cred că dacă noi cu toții puteam să prognozăm această creștere anormală a prețurilor, am fi investit în sectorul de gaze și am fi devenit... Dumneavoastră sunteți economist de profesie și nu o să-mi permiteți să mint. După fiecare criză, prețurile cresc. Petrol, gaze, metale. Este adevărat. Deci aici nu știu dacă putem să învinuim de rea intenție, putem să vorbim despre, știu, incapacitate de a prevedea anumite lucruri. Deci, nu credeți că este de un exemplu, sabotaj? De exemplu, eu am o mare întrebare. De ce nu s-au făcut rezerve de gaze atunci când prețurile erau mici? Și eu cred că asta trebuie să devină obligatoriu în lege, ca să nu mai pățească niciun guvern ce a pățit guvernul actual și respectiv să rămâi efectiv fără gaze a doua zi, deci să ai măcar o rezervă de câteva luni. V-a răspuns domnul Ceban de ce n-a făcut rezerve eu în nu am aprilie? Eu nu am discutat cu domnul Ceban, ministrul discută, nu este în subordinea mea, mă rog. Cred că trebuie să-l invitați la o emisiune și să obțineți răspunsul. O să-l invităm neapărat, întrebări. Pentru că are... Dar problema cea mare este că la Moldova Gaz s-a furat foarte mulți ani și inclusiv o parte din aceste datorii pe care acum le prezintă Gazprom vin de la managementul defectuos și de la schemele de corupție. Doar că nu a fost până acum nimeni care să vrea să le clarifice. Va fi mai greu acum să se descopere toate aceste scheme, pentru că au trecut mulți ani, dar oricum merită să fie controlat. Că tot vorbim de corupție. Astăzi Vladimir Andronachi se află la București. Sau ok, astăzi nu, alaltă ieri încă era la București, cu siguranță, din mai multe surse. Stă bine, mersi, într-un cartier de elită din Băneasa. Și vreau să vă întreb din alt punct de vedere, pentru că el este cetățean român, ok, înțelegem, dar ce fac totuși instituțiile noastre? Că România nu este, nu știu, Australia sau Noua Zeelandă. Acest om stă de o lună de zile în România, aproximativ. De ce? Nu v-ați întrebat și dumneavoastră de ce n-a existat până acum nicio solicitare către autoritățile române de a-l trimite acasă, dacă tot zicem că-l căutăm? Nu știu dacă a existat o asemenea solicitare. Știu că există solicitări și se lucrează serios în raport cu alți excroci de talie mondială din Republica Moldova. Pe anumiți procedurile, deci, sunt mai complicate, pe alții mai simple. Asta este și mesajul pe care îl dau eu chiar și atunci când mă întâlnesc cu șefi de state, că noi avem nevoie de participarea lor sau de, contribuția lor la simplificarea acestor proceduri ca cei care trebuie să ajungă aici să poată fi repatriați. Și e ciudat și eu cred că este și o problemă de imagine pentru România. Atunci când Plahotniuc trece liber și face pașaport un an în urmă, Andronachi stă bine, mersi, mai stau alți bandiți de-a noștri pe acolo prin cartiere rezidențiale de lux. Poate ar trebui un pic și Bucureștiu să se gândească inclusiv la imaginea sa atunci când îi găzduiește pe acești cetățeni. Luăm acum publicitate sau... Ok, luăm publicitate și aflăm ce mai caută Vitalie Părlog la Interpol, dacă spunem că îl căutăm pe Plahotniuc. Am revenit. Doamnă Sandu, avem mulți escroci care au fugit și noi îi căutăm într-un fel, dar nu putem să respectăm procedurile internaționale sau să intrăm în aceste proceduri internaționale de căutare dacă Interpolul nu dă un aviz în acest sens. La Interpol, cu o funcție foarte importantă, stă cetățeanul Vitalie Părlog, care a fost crescut de Plahotniuc de mic și promovat în toate funcțiile posibile și imposibile. De ce Republica Moldova nu face ceva ca acest reprezentant al țării noastre să nu mai stea acolo și să nu favorizeze criminalii?
Din câte cunosc eu, Republica Moldova a întreprins mai multe acțiuni și a transmis mai multe mesaje, dar există niște proceduri, acolo lucrurile nu se întâmplă peste noapte ca la noi, există mai multe proceduri și respectiv o să mai dureze, dar mesajul nostru a fost foarte clar că acest pârlog nu poate reprezenta Republica Moldova, el într-adevăr reprezintă interesele excrocilor. Dar cei de la Interpol nu citesc și ei presa de investigații? Nu văd cum a ajuns acest Interpol? Nu cred că citesc presa de investigație din Republica Moldova. Dar a fost scandal internațional. A fost, dar așa cum am zis, sunt niște proceduri acolo pe care se merge, există o birocrație internă pe care instituția o respectă și se pare că o să mai dureze. Apropo de birocrație, e un subiect pe care se speculează foarte mult, se manipulează extrem de mult, acesta al grațierii acestei doamne Ursache. Din păcate, aici iarăși nu cred că s-a comunicat suficient de bine și eu o să mi-asum, dacă, chiar dacă o să se supere multă lume pe mine, această doamnă chiar a comis acele escrocherii. Nu este vorba că a luat un împrumut și nu l-a putut întoarce și nu știu ce s-a întâmplat. Haideți să... Da, până la capăt. În toată această situație, cum poate fi ea rezolvată? Va fi grațiată doar prin prisma faptului că are 5 copii și este o situație dificilă în familie sau se va ține cont și de faptul că ea tot și-a comis anumite ilegalități? Haideți să discutăm. În primul rând, o problemă în acest proces a fost că comisia nu mi-a oferit mie toată informația. Deci atunci când a venit decizia recomandată, sugerată de comisie, acolo nu a apărut și informația că e vorba despre femeia care are 5 copii. Deci eu am văzut decizia strict prin prisma acestor lucruri pe care le-a comisia și evaluarea comisiei despre dacă există riscul de recidivare sau nu există riscul de recidivare. Deci e o problemă. Nu acuz pe nimeni și am respect pentru membrii comisiei care fac muncă de voluntariat, deci sunt oameni specialiști în psihologie, în drept, în drepturile omului și așa mai departe, dar această informație nu a fost completă și, mă rog, de acum încolo va trebui să ne asigurăm că eu am toată informația înainte să semnez decizia. Am avut o discuție suplimentară cu membrii comisiei. Pe de-o parte, ceea ce spun juriștii este că și ceea ce spune și avocatul doamnei, pentru că am avut o discuție și cu părinții ei și cu avocatul ei ieri, pentru asemenea infracțiune, care, sigur, nu trebuie făcută, orice furt sau delapidare de resurse trebuie condamnat, dar dacă e să compari faptul că pentru un furt, dacă pot să-i spun așa, sau de o excrocherie de 8.000 de euro, ea a primit 6 ani și în același timp am văzut cazul lui Șor pentru 1 miliard și a primit 7 ani pe care încă nici nu a început să... Deci nici nu a ajuns măcar la închisoare. Aici e clar o problemă de decizie judecătorească. Din punctul meu de vedere, nu mă dau judecător aici, dar cam asta este discuția pe care am auzit-o, sau cel puțin așa cred eu că nu este. Este o injustiție în modul cum a fost sancționată această femeie. Acum, argumentele comisiei au fost că la discuția pe care a avut-o cu această femeie, pentru că ea a fost invitată la o discuție, la această discuție, femeia, pe de-o parte, nu și-a recunoscut vina, dar nici nu a venit să spună ce s-a întâmplat cu adevărat. Deci nu, cumva nu a fost sinceră în această discuție. Nu a recunoscut vina să zică, da, uite, s-a întâmplat, nu o să se mai întâmple, eu vreau să corectez lucrurile și să merg mai departe. Și nici nu a zis că, uite, nu sunt vinovată, lucrurile s-au întâmplat altfel. Deci, de aici, concluzia comisiei a fost că există un mare risc de recidivă în cazul acestei femei. Comisia a rămas să discute și până la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de
argumentele care o să mai fie prezentate, eu o să vin cu o decizie finală pe acest caz, dar acest caz, așa cum am spus, a descoperit problema unor pedepse care nu sunt individualizate, deci nu sunt corecte dacă ne raportăm la cazurile de corupție mare. Și pe de altă parte, sunt mai multe femei, sunt cel puțin 40 de femei care au copii minori și care stau după gratii. Și aici este o problemă. Pentru o parte dintre ele, cred că soluția va fi această lege a amnistiei pe care au pregătit-o câțiva deputați din Parlament și sperăm prin această lege să putem să, da, și să simplificăm, fie, mă rog, și situația. Să fie făcută o analiză bună, pentru că de multe ori, din păcate, astea sunt realitățile pe care le trăim. Un copil poate să aibă un mediu mai nociv alături de un părinte care este... Nu mă refer la cazul acesta. Bine, este și asta o situație. Eu m-am întâlnit cu bunicii acestor copii și sunt niște oameni foarte de treabă din ce am discutat, dar e foarte greu pentru ei. Deci ei chiar sunt niște oameni de treabă care încearcă să facă totul pentru copiii ăștia, dar e prea mult pentru ei și e prea gravă situația. Mai avem puțin timp și multe subiecte. Doamnă Sandu, ați ajuns la guvernare cu un mesaj ferm anticorupție. Curtea Supremă de Justiție era în aproape toate discursurile dumneavoastră. Ca să vedem acum două săptămâni că Parlamentul promovează la această Curte Supremă doi judecători în jurul cărora există foarte multe semne de întrebare, în special în cazul domnului Musteață. Foarte, foarte multe semne de întrebare și ne întrebăm și noi, vă întrebăm și pe dumneavoastră dacă asta este lupta cu corupția și reforma justiției, Musteață și Plămădeală la CSJ. În primul rând, Parlamentul nu m-a întrebat pe mine sau majoritatea parlamentară când a votat, nu mi-a cerut mie sfatul în raport cu acești judecători. Despre domnul Musteață, evident că am auzit pentru că e la CSM, despre celălalt judecător, prima dată am auzit atunci când a început să scrie presa despre el. Înțeleg că sunt niște semne de întrebare. Soluția pe termen relativ scurt va fi această evaluare extraordinară a judecătorilor. Până atunci, nu știu ce se va întâmpla și în ce măsură prezența acestor judecători poate să dăuneze acestui chiar proces astăzi, de schimbare. M-a telefonat cineva în legătură cu domnul Plămădeală și mi s-a plâns că i-a aplicat o pedeapsă total nerezonabilă. Chiar mă voi întâlni cu acel cetățean și vom reflecta acest caz dacă într-adevăr este vorba despre injustiție. Domnul Plămădeală este cel care a tergiversat ani la rândul dosarului lui Pânzar și apoi l-a achitat. A fost un om ales cu siguranță atunci când l-a condamnat pe Victor Țuva, pentru că indiferent că e vinovat sau nu acel om, nu cred că Plahotniuc mergea într-un dosar cu un adversar atât de puternic pentru el sau cu un dușman, în adevăratul sens al cuvântului, pe mâna unui judecător care nu era sigur. Nu știu dosarul, dar iată exact, astea sunt criteriile care vor fi folosite la evaluare. Anumite decizii care se văd controversate ale judecătorilor și, evident, averile și dacă... Dosarul în cauză a ajuns și la CEDO, este și comunicare în acest dosar. Vreau să rămânem la acest subiect. Iată, evaluarea externă va viza și judecătorii și procurorii. În urma acestei evaluări, cred că vom avea și procurorul general sau îl vom avea mai înainte? Pentru că interimatul este pe un an de zile maximum. Nu știu despre acest lucru, nu am... Ok, dar haideți să rămânem la procuror general, pentru că oricine va fi pus din interiorul sistemului vor exista semne de întrebare, chiar și asupra domnului Robu, care și-a făcut destul de bine treaba și în 2019, nu știm, vedem și acum o activizare a procuraturii, dar oricum vor exista semne de întrebare. Am văzut colegii noastre din PAS că ei încearcă, inclusiv la nivel legislativ, să includă prevederi care să permită ca în această funcție să vină și persoane din afara țării. Dumneavoastră, iată, strict personal, ce credeți că este mai bine pentru Procuratura Generală? Un procuror de-al nostru sau unul european?
Din ce am văzut eu, inițiativa legislativă se referea și la procuratura, deci la șeful Procuraturii Anticorupție și la PCCOX. Deci acolo se spune că poate să vină cineva din afara sistemului, pentru că până acum se limita eligibilitatea la candidați din sistem. Și, dincolo de asta, poate să vină și în afara țării, adică cineva care lucrează în alt sistem. Asta ar trebui să lărgească spectrul de candidați și să avem de unde alege. Dacă vorbim de procurorul general, participă și instituția președinției, dacă vorbim de ceilalți procurori, se întâmplă la CSP. Acum, cu cât mai mulți candidați avem, cu atât mai bine. Există o mare problemă de credibilitate a procuraturii. Asta nu înseamnă că noi trebuie să îi punem pe toți în aceeași oală. Absolut. Și eu cred că e important să înțelegem asta. Acum vorbesc de alt domeniu. De curând am fost și am discutat cu niște oameni, nu de procuratură, nu de justiție, de alt domeniu, unde oamenii mi-au spus că lor le este foarte greu să meargă la muncă în fiecare zi, să muncească cinstit și cu multă implicare, atunci când despre toată ramura se vorbește că toți sunt corupți, că toți fac asta. Și eu cred că noi trebuie să fim un pic, să avem un discurs un pic mai nuanțat, care să nu descurajeze oamenii care muncesc cinstit. Oricâți ar fi ei acolo. Eu vreau să sper că sunt mai mulți. Deci, pe de o parte, nu vreau să-i calificăm pe toți corupți, cei care au fost în sistem. Pe de altă parte, cred că este bine să avem această deschidere și în cazul în care cineva din afara sistemului, din afara țării, vrea să participe, asta ar ajuta, într-un fel, la credibilizarea sistemului. Să vrea cineva e mai greu, doamnă Sandu, trebuie să vrem și noi. Poate rugăm noi pe cineva. Noi vrem pe cei care sunt buni, pe cei care pot să vină și, cum am zis, pe de o parte să aducă mai multă credibilitate acestei schimbări, pe de altă parte să aducă și practici noi, să stabilească mai ușor relații cu sistemele din alte țări. Astăzi, asta este o întrebare care a venit de la telespectatorii noștri. Cineva foarte insistent a cerut să vă adresez această întrebare. Eu vă voi adresa pentru că, într-adevăr, e o problemă și iarăși cred că e un pic și nevoie de comunicare în acest sens. Acel cetățean spune că dumneavoastră nu ați promulgat legea privind produsele autohtone, legea 60, nu știu dacă este 60 sau nu, prevederile sunt ceva de genul ăsta, ca produsele autohtone să nu fie, sau hipermarketurile, supermarketurile să nu ceară un discount mai mare de 10% la produsele autohtone. Dumneavoastră nu ați promulgat această lege, chiar dacă a fost votată și de către cei din PAS, și ați spus că se va reveni după alegeri. Nu s-a mai revenit. De ce? Deci, în primul rând, au fost două legi aici pe protejarea producătorului local. O lege a fost votată și a mers mai departe. Cum se aplică este altă întrebare, pentru că întotdeauna am spus că trebuie să aprobăm legi care pot fi aplicate. A doua lege despre care vorbește domnul era o lege care contravine total acordului de asociere. Ori noi, dacă ne-am angajat să respectăm acordul de asociere și nu vrem să renunțăm la piețele europene unde merge 67% din exportul nostru, atunci trebuie să fim responsabili. Ceea ce am spus eu este că această lege nu poate fi promulgată în forma în care este. Trebuie să găsim o formulă care să nu contravină acordului de asociere și care să rezolve într-o anumită măsură. Și v-ați gândit în acest sens la o formulă? Pentru că, într-adevăr, un importator poate să ofere și 30% discount la ce produce el. Pentru un producător local e mai greu. Cum am putea să echilibrăm situația? Vedeți cum sunt lucrurile. Deci, în primul rând, că acum avem Ministerul al Economiei care trebuie să facă acest lucru. Noi, la președinție, nu facem politici economice. În al doilea rând, noi așa ne confruntăm cu creșterea prețurilor. Și atunci când vrem să promovăm, să susținem producătorul local, trebuie să o facem într-o formă în care
nu bate peste buzunarul consumatorului. Da, noi vrem să creștem, să avem producătorii noștri să fie mai competitivi, dar nu prin interzicerea reducerii prețurilor sau prin micșorarea reducerii prețurilor, pentru că avem și cetățeni care consumă și pe noi ne interesează ca ei să poată să cumpere aceste produse. Deci lucrurile trebuie văzute din ambele puncte de vedere. Vrem să susținem producătorul pentru că asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă salarii, dar vrem ca și consumatorul să nu trebuiască să plătească prețuri mai mari și așa prețurile sunt mari. Da. Mai avem puțin timp pentru perioada emisiunii dedicate dumneavoastră. Da, e o întrebare care mie mi-a apărut la începutul lunii septembrie. Dumneavoastră ați participat în cadrul unei alte emisiuni și v-ați supărat un pic pe presă atunci. M-am simțit și eu vizat la un anumit punct atunci când ați spus că, iată, există jurnaliști care solicită demisii de la Ministerul de Interne, dar nu spun și cum aceste demisii pot să fie puse în aplicare. Noi am găsit o formulă mai simplă, l-am invitat pe domnul Grosu, i-am pus CV-urile în față și până la urmă acei oameni au fost demiși. Că unul dintre ei a fost... Iată, vedeți, dumneavoastră ați găsit repus, o modalitate întrebarea prin care mea era, să-i puneți la stâlpul rușinii și să grăbiți procesul Sandu, de demisie. De ce trebuie noi să apelăm la astfel de modalități neordinare, pentru că este neordinar și nu se găsesc soluții pe intern și ne mai și criticați că noi cerem demisie. Nu, eu nu vă critic. În sens că ceea ce încerc eu să spun este că dacă noi vrem să creștem ca societate, ca țară, să ajungem să trăim într-o țară mai bună, noi cu toții trebuie să ne facem lucruri mai bine. Și la guvern, și la președinție, și în presă, și, nu știu, în toate domeniile. Doar așa lucrurile o să se schimbe. Și da, eu zic că avem o presă de investigație foarte bună, după care avem o presă, o bucată din presă care este controlată politic, care spune tot felul de chestii, și după aia avem și o presă care se informează dintr-o singură sursă și asta nu este sănătos și serios. Eu mi-aș dori un pic mai multă analiză și un pic mai serioasă atitudine atunci când vorbim despre un lucru sau altul. De exemplu, atunci când se spune că, uite, până astăzi nu a fost demis omul ăsta. Bine, nu a fost demis, cereți regulamentul, regulamentele toate sunt publicate, vă uitați pe regulament și vedeți cum noi, poate fi demis, cum și poate puteau, fi demis acest fi om. Demis. Puteau fi. Nu în toate cazurile. Eu am fost ministru al educației și credeți-mă că am pierdut foarte mult timp ca să demit niște oameni corupți. Dar ați reușit până la urmă. Stați puțin, că mi-a luat ani de zile. Mie mi-au luat cel schimbați puțin un an și jumătate. Sandu, asta este important. 63 de codul muncii trebuie schimbat. Mie mi-a luat un an și jumătate la Ministerul Educației să scot câțiva șefi de direcții care erau corupți, dar nu puteam să-i scot pe motiv de corupție. Am mers la CNA și i-am întrebat, aveți probe, puteți să mă ajutați? Iată, mie îmi spun că ei iau mită de la directori de școli profesionale și așa mai departe. CNA a zis că n-au nicio treabă, nu e problema lor. După care, eu a trebuit timp de un an să documentez, în loc să mă ocup de alte lucruri, mai mult mai importante, să documentez că oamenii ăștia nu își îndeplinesc sarcinile. Iată, i-am dat sarcină, trebuie să fac document că i-am dat sarcină, după care să fac document că l-am evaluat. Iată așa proceduri avem noi în lege. Și da, codul muncii trebuie schimbat. Oamenii care muncesc trebuie să fie apreciați și trebuie să rămână. Oamenii care se ocupă de sabotarea sistemului de ani de zile trebuie să poată ministrul să-i dea afară. Nu să piardă un an de zile și între timp să nu se ocupe de rezolvarea problemelor okay. cetățenilor. Timpul pentru dumneavoastră, din păcate, a expirat, așa ne-am înțeles. Telespectatorii vor urmări în continuare o compilație a unor declarații foarte interesante care au fost făcute în emisiunea trecută de către Boris Prâncean, fiul lui Adrian Nichifor, și care, din păcate, nu prea s-au lăsat cu măcar comunicate de presă din partea instituțiilor abilitate. Vedem ce a spus Boris Prâncean și revenim ulterior cu Anatol Țăranu și comentăm inclusiv acele lucruri. A
Adrian Nichifor, un apropiat al lui Plahotniuc, deținut la penitenciarul de la Cricova pentru omor, duce o viață de lux la pușcărie. Tot de acolo acesta încârdășie cu exponenții ai lumii criminale și angajați de la Autoritatea Națională a Penitenciarelor au săvârșit mai multe crime. Dezvăluirile au fost făcute de finul lui Andrei Nichifor, Boris Sprâncean. Declarațiile, unele extrem de grave, care dacă s-ar adeveri, s-ar lăsa cu multe dosare penale și condamnări, par deocamdată să fie ignorate de procuratură, care nu a reacționat public nici într-un fel. Adrian Nichifor a fost deținut în diferite penitenciare de-a lungul anilor, iar acum se află în penitenciarul de la Cricova. Potrivit lui Sprâncean, acolo nașul său a dus și duce o viață de lux. Are acces la orice și ar putea permite un om liber. La Cricova, unde se aflau, acum, un lux destul de ok. Nu e ceea ce vedem în poză, ce era la 13, dacă nu greșesc. Chiar era un apartament luxos. Avea și internet, avea și telefoane și inclusiv și calculator. Mai mult, Nichifor în apartamentul său primea oaspeți și din afara penitenciarului. Venisem eu ca oaspeți, am stat acolo, erau vreo 6 persoane care cele mai influente persoane de pe penitenciar. Ați avut chelner? Ați avut chelner cumva? Bucătar precis. Bucătarul a fost chelner. De unul din deținuți. Foarte, foarte puțini care trăiesc în condiții casnice la așa nivel. Nici de femei Nichifor nu ducea lipsă în pușcărie, susține finul acestuia. Una dintre deținute care a întreținut relații a rămas și însărcinată, are un copil, a fost comis și făcută și expertiza ADN-ului, care a confirmat paternitatea lui Adrian. Viața de lux a lui Nichifor era asigurată de Vladimir Plahotniuc și Constantin Bodnar. Mii de dolari erau alocați pentru produse, mită angajaților și alte cheltuieli de bază ale deținutului. Persoane din apropierea lui Vlad Plahotniuc, asta din anturaj chiar de Costea Bodnar, Marsetta, unde în fiecare lună mi-era transmis câte o sumă de bani, la început 1500 de dolari lunar, pe urmă 1000 de dolari lunar, ca pentru întreținerea lui. Iar din pușcărie, Nichifor, în complicitate cu Plahotniuc, desfășura tot felul de acțiuni criminale. Așa, în 2015 a fost organizată o tentativă de a intoxica protestatarii din piața Marii Adunări Naționale. Am fost o săptămână în protest, non-stop m-am găsit pe piață, unde eram până la urmă și eram responsabil de corturile, cantina ce era legat de producție, adică de servire. A ajuns informația la Adrian că eu sunt în piață și unii a venit cu o idee ca să comit, ca să se apropie cineva, unul din foștii lui șoferi, să-mi da niște praf medicamentos, adică nu e ceva, nu va avea nimeni de suferit, adică cu incidente, cu moarte, cu ceva de genul ăsta, dar ca să provoc o dizenterie în masă, ca să se împrăștie protestatari. Tot Adrian Nichifor ar fi printre cei care se află în spatele scrocheriei cu cardurile bancare, susține Sprâncean. O schemă care durează deja câțiva ani și de pe urma căreia au avut de păgubit mii de persoane. Sprâncean a mai dezvăluit și detalii care îl leagă pe Nichifor și Plahotniuc direct de evenimentele din 7 aprilie 2009. Ziua de naștere lui Adrian este pe 12 aprilie. Am mers în doi personal, în dormitor la el, unde am rămas tresnet când am văzut atât armament. Era în jur de vreo 12-14 lunete, minimum 10-15 pistoale.
la ce au servit acele lunete în evenimentul de 7 aprilie. Toate erau la țântă pe mai multe clădiri. Așteptau comanda, așteptau, așa și mi-au spus, CO, adică foc, ca să deschidă focul asupra protestatarilor. Din cele ce mi-a comunicat el personal, de la cine aștepta comanda, asta era comanda de la Plahotniuc. Dezvăluirile lui Boris Vrâncean până acum s-au lăsat doar cu o percheziție în penitenciarul în care se află Adrian Nichifor și o sesizare a deputatului Lilian Carp către procurorul general interimar în privința evenimentelor din aprilie. Autoritățile sunt obligate să investigheze în special partea privind furturile de pe cardurile bancare. Mii de persoane au fost jefuite în ultimii ani, iar schema pare să activeze și în prezent. Ar trebui să răspundă și toți funcționarii din administrația penitenciarelor care au permis astfel de ilegalități. Nichifor nu este singurul care a beneficiat sau continuă să beneficieze de un tratament preferențial. Am revenit în direct. De această dată ni s-a alăturat analistul politic Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bine ați revenit la noi. Vreau să începem prin a comenta scurt, iată, aceste dezvăluiri cu care a venit Boris Vrâncean, finul lui Nichifor, săptămâna trecută și faptul că noi nu am văzut nicio reacție publică, măcar de la Procuratura Generală, am văzut doar deputatul Lilian Carp a sesizat pe situația 7 aprilie Procuratura, am văzut niște percheziții de la administrația penitenciarelor și i-au ridicat un telefon lui Nichifor, dar omul ăsta a vorbit de multe cazuri și mult mai grave, spre exemplu această operațiune de fraudă de pe carduri care continuă și astăzi. Și nu am văzut niciun fel de reacție. El a vorbit despre ilegalități care au continuat mai bine de 10 ani. Comisie de administrația penitenciarilor, șef de penitenciar, de șeful administrației. Nimic, tăcere. Apropo, mi-aduc aminte de o emisiune pe care ai făcut-o și acolo era vorba de oameni care au fost împușcați, uciși. Nu am urmărit foarte atent reacțiile procuratorii, dar mi se pare și pe acele dosare, practic, e zero. Este... Nici o mișcare. Păi e strigător la cer. Noi, cu adevărat, avem probleme cu procuratura. Și domnul Stoianoglă, care acum încearcă să apară ca nevinovat, nu știu, nu vreau să mă amestec în chestiile care țin de dosarul nemijlocit a domnului Stoianoglă, dar ca om care a dirijat procuratura și care trebuia să facă ca procuratura să reacționeze la cazuri de felul acesta. Imediat, prompt. Sunt cazuri strigătoare la cer. Și dacă procuratura nu reacționează, înseamnă că sistemul nu funcționează. Sistemul este inapt de a răspunde la comenzile care vin din partea societății. Pentru ce există o asemenea procuratură? Cel puțin trebuia să ne se spună, da, noi am editat un dosar, noi să ne clarificăm, să vă spunem, o să răspundem și opinia publică va fi informată. A existat acolo temeri pentru ca lucrurile să ajungă până la judecată, să fie un dosar care trebuie să fie investigat pe larg. Asta, de fapt, este funcția unei procuraturi adevărate care se ghidează de interesele societății, a oamenilor și nu știu de ce se ghidează în cazul acesta procuratura noastră. Să sperăm că reacția încă va veni, chiar dacă va fi una deja întârziată. Da, și apropo, pentru că eu chiar l-am contactat pe domnul Sprâncean, am vorbit zilele astea și l-am întrebat ceva, un procuror v-a căutat, a spus că domnule, dacă înainte m-a mai căutat cineva, acum de la aceste dezvăluiri în general, telefonul este mort, nu mă mai caută nimeni, toți au intrat în tăcere și în expectativă, mai ales că acest om le-a transmis procurorilor chiar și în această emisiune, domnule, eu am documente, se referea la niște ștampile și la multe altele care ar dovedi anumite ilegalități. Le-a spus cu subiect și predicat.
Nimic nu s-a întâmplat și asta denotă iarăși o mare problemă de atitudine acolo. Vreau să mai comentăm un pic despre procuratură, pentru că, pe de altă parte, iată ce ține de aceste cazuri de rezonanță cunoscute, anumiți judecători controversați, iată Răileanu de la ASP astăzi. Se văd anumite mișcări. Totuși, întrebarea mea este dacă aceste mișcări sunt într-adevăr venite din partea unor procurori profesioniști care vor duce aceste cazuri până la capăt, sau mai degrabă sunt o încercare de a impresiona societatea, să-i se spună, domne, uitați-vă, noi lucrăm, ne-am apucat de corupție. Da, Alex, e o întrebare foarte bună. Procuratura reacționează la o comandă politică sau începe să-și facă datoria? Este foarte important să avem un răspuns exhaustiv la această întrebare. Fiindcă, cu adevărat, ce s-a întâmplat în procuratura noastră până acum, ea a fost foarte receptivă la mesajele și la comenzile care veneau din vârful piramidei politice. Dacă și de data aceasta asistăm la un asemenea fenomen, păi atunci e trist. Asta înseamnă că procuratura nu se reformează. Dacă cazurile despre care ai enunțat, și sunt câteva, care cu adevărat trezesc o anumite doze de speranță, atunci e bine. Atunci înseamnă că mergem pe drumul bun, s-a început o restructurare a procuraturii, oamenii deja reacționează și, cel puțin eu cred că foarte mulți corupți din sistemul de procuratură, din sistemul judiciar, le cam trec fiori pe spinare. Dar cine este următorul? Eu cred că acolo atâția clienți sunt pentru procuratură că ei au de făcut multe, multe dosare. Bun, noi acum venim cu niște supoziții. Dar practicile care au fost prezente în sistemul nostru judiciar, de procuratură, ele sunt atât de evidente și la suprafață că, cu adevărat, noi doar știm că sistemul este corupt, profund corupt. Casele acestea luxoase în care lăfuiesc foarte mulți judecători, nu vorbesc despre toți, dar sunt foarte mulți care, de fapt, este absolut evident că din salariile lor n-aveau cum să-și construiască aceste palate. Și nu numai palate, o viață luxoasă, copii, soții și nu numai. Deci, din acest punct de vedere, să vedem. Nu pot să-ți răspund foarte precis. Eu cred că nimeni nu poate astăzi să dea un răspuns foarte precis la această întrebare. Ne găsim în proces. Și dacă procesul acesta este reformă, atunci e bine. Dacă este acomodarea procuraturii la circumstanțe, atunci e rău. Și dacă nu vi se pare totuși că s-ar acționa oarecum într-o singură direcție, pentru că, după cum ați punctat și dumneavoastră, nu se limitează corupții doar la ăștia care sunt reținuți, asupra cărora se fac percheziții, nu vi se creează această impresie că s-ar bate într-o singură poartă cumva? Bun, aparent da, dar eu nu m-aș grăbi să fac concluzii definitive. Totuși acum se încearcă să fie introdus acest control, inclusiv cu participarea actorilor externi, evaluările care trebuie să se producă la nivel de judecători, la nivel de procurori, este o chestie bună, o chestie care insuflă speranță. Pe de altă parte, vedem că viteza implementării acestor reforme cam, nu că trinează, dar cam are un ritm care nu satisface așteptările oamenilor. Oamenii ar dori ca lucrurile să se facă mai repede. Dar iarăși trebuie să fim conștienți de faptul că orice reformă este un lucru extrem de complicat și unul extrem de responsabil pentru cei care aplică această reformă. Deja foarte mult se vorbește că în cadrul diverselor reformări care se produc cu venirea noi guvernări, au avut de pătimit și oameni care practic nu trebuiau să nimerească malaxorul acesta de demiteri, de schimbări de posturi și așa mai departe.
Noi cunoaștem faptul că orice reformă, orice reformă își are elementele sale negative și uneori sunt oameni care, care pătimesc din cauza acestor reforme. Este important ca acești, numărul acestor oameni să fie cât mai mic. Și atunci când aceste cazuri apar la suprafață, ele, corejarea trebuie să se producă imediat, ca să nu, fie afectată imaginea guvernării. Deocamdată se merge pe calea aceasta. Haideți să schimbăm cât mai mulți oameni ca să aducem un șuvoi de sânge proaspăt, oameni care integre, chiar dacă integritatea celor oameni care acum vin este o chestie care încă trebuie să fie probată. Probată prin posturi. Exact. Pentru că doar atunci când stai în post mai mult timp, doar atunci poți să-ți demonstrezi faptul că ești integru sau nu. Haideți să discutăm un pic și iată despre acest an de mandat. Nu este un an de mandat, de fapt este un an de la victoria în alegerile prezidențiale. Doamna Maia Sandu, în prima parte a emisiunii, a punctat că, iată, principalul obiectiv, declanșarea alegerilor anticipate, schimbarea clasei politice, cumva s-a realizat și puncta și la politică externă. La neajunsuri trecea ea faptul că pe reforma justiției nu s-a mers suficient de rapid. Dumneavoastră, cum ați caracteriza acest an de la victoria sa în alegeri? Eu cred că a fost un an cu speranțe foarte mari, dar a fost un an și cu ghinion. Îndeoseb pe ultima etapă a anului, deci conjunctura nefavorabilă a început să facă, să creeze probleme foarte mari guvernării. În prima jumătate, cumva, vântul acesta prielnic bătea în pânzele corabiei reformatorilor. Și ea se mișca înainte, până la urmă asta a adus la, bun, victoria Maia Sandu a fost punctul de pornire. Mai pe urmă au venit alegerile anticipate parlamentare, crearea unui guvern monocolor, deci speranțele au început să se realizeze și mai pe urmă au venit toate aceste crize. Bun, criza economică a persistat dintotdeauna, ea este una permanentă, care ne însoțește deja ani buni pe noi, pe Republica Moldova. Dar a venit criza energetică, criza pandemică iarăși a reapărut și a reapărut într-o formă care nici pe departe nu face cinste actualei guvernări. Problemele sunt foarte serioase. Eu cred că problema, din punct de vedere a pandemiei, a actualei guvernări a fost aceea că ei așa și nu au fost capabili să introneze în societate un discurs propagandistic sau de explicație care i-ar fi făcut pe foarte mulți oameni să vină să se vaccineze. Eu cred că din punct de vedere a comunicării, în sensul larg acestui cuvânt, guvernarea aici a clăcat. N-a fost capabilă să le explice oamenilor că dacă nu ne vaccinăm, devenim victimele pandemiei, valului 4, o să vină și valul 5 după toate probabilitățile. Aici situația este mai complicată. Desigur că guvernarea s-a descurcat relativ bine atunci când, de fapt, a soluționat problema vaccinului. Avem suficiente vaccini, nu avem suficienți candidați pentru vaccinare. Asta e problema. În rest, bun, cu gazele, eu cred că avem nevoie încă de timp ca să înțelegem contractul acesta, în ce măsură a fost unul foarte benefic. El a fost bun. Bun din punct de vedere că ne-a salvat de criza energetică în acel sens. Pe termen scurt. Da, pe termen scurt. Deci, în această iarnă, moldovenii n-au să înghețe în propriile case. Dar, cum am scris eu într-un comentariu de al meu, ar fi bine încă și ca pâine pe masă să fie alături de căldură. Aici, la capitolul pâine, avem probleme. Dacă prețurile vor crește, inflația se va galopa și mai departe, mă tem că cu pâinea putem să avem probleme. În sensul, nu direct, dar în sensul indirect al cuvântului. Acum, din punct de vedere a politicii cadrelor, da, aici guvernarea are probleme. Are probleme în acel sens că nu are o înțelegere foarte precisă cum trebuie să se producă schimbarea la nivelul administrației. Au apărut aceste acuzații de, cu verișori, cu mătri și așa mai departe. Eu cred că în mare măsură aceste acuzații au fost amplificate de către opoziția intransigentă, socialistă, comunistă,
Dar însăși guvernarea a dat motive pentru ca acest lucru să se întâmple. Sunt cazuri strigătoare la cer, când sunt înlocuiți oameni de nivelurile de jos ale administrației, fără ca să existe dovezi persistente în privința integrității lor sau implicării lor în fapte de corupție și așa mai departe. Și asta nu e bine. Asta nu e bine, fiindcă creează niște puncte de tensiune în societate și distrage mulți simpatizați de la guvernare. Oamenii care lucrează în administrație sunt cumva în zonele lor, sunt formatori de opinie, deci lideri de opinie. Și nu e bine ca acești oameni încep să fie puși într-o situație de critică față de guvern. Iată, la capitolul comunicare, dumneavoastră ați pomenit comunicarea la capitolul pandemie, că stă prost. Nu vi se pare că, per general, chiar și lucrurile bune făcute de către această guvernare nu ajung la oameni pentru că nu se comunică suficient de bine? Da, desigur. Este adevărat. În primul rând, atunci când se comunică, se comit gafe, se comunică deci, defectuos, iar în unele cazuri pur și simplu nu există informație, iar atunci când tu nu explici ceea ce faci, o să explici oponenții tăi politici. Iar e clar care vor fi accentele pe care ei vor pune. De acest punct de vedere, eu cred că... Și foarte, dacă vă aduceți aminte, despre comunicarea defectuoasă s-a vorbit chiar din primele zile în guvernare. Și până acum încă nu au fost luate niște măsuri drastice în această privință. Dar știți de ce? Fiindcă nu există un concept de comunicare a guvernării per ansamblu. Apropo, când vorbim despre acest an de guvernare, a spus că, da, cumva au coincis un an de la alegerea doamnei președinte și, un an, și 100 de zile a guvernului. Eu chiar aș crede că această guvernare cu tot din adinsul poate fi numită guvernarea Sandu. Că, de fapt, punctul culminant al guvernării se găsește la președinție, chiar dacă președinția, din punct de vedere formal, nu are toate împuternicirile pentru a întruchipa toată plinătatea verticală. Și nu e o problemă asta? Cred că e o problemă de funcționalitate a sistemului politic, indiscutabil. Asta vorbește despre faptul că sistemul politic la noi nu este unul bine așezat și divizarea între ramurile puterii nu este una clasică. Ar fi bine să-l mai recitim pe Montesquieu, pe Rousseau și așa mai departe. Bun, acum desigur că exagerez într-un fel, dar situația este așa cum este. Și atunci trebuie să reieșim din ceea ce există, cel puțin la moment. Da, trebuie de refăcut pe parcurs, dar acum situația este de așa natură. Noi avem o guvernare care există un an, guvernarea Sandu, care pe parcurs s-a dezvoltat de la victoria la președinție, la prezidențiale, până la victoria la parlamentare, crearea unei majorități parlamentare confortabile, unui guvern monocolor. De fapt, s-a creat o guvernare, o verticală a puterii, foarte eficientă, în caz dacă ai capacitatea să o mânuiești eficient. Iată, aici avem probleme. Da. Haideți să comentăm un pic și vizita de astăzi a lui Nicu Popescu, ministrul de externe, la Moscova. Cum vi s-au părut mesajele transmise în urma acestei întrevederi cu Sergei Lavrov? Mi-a plăcut prestația ministrului nostru de externe, domnului Popescu. Mi se pare că la tine în emisiune, Alex, l-am criticat când am spus că când a ieșit împreună cu Mireșcanu, când a fost la București, a ieșit împreună cu Mireșcanu, Mireșcanu a vorbit 5 minute, a citit de pe... Deci el, un bătrân lup al diplomației, un nume sonor în diplomație, a citit de pe, o pagină în 5 minute. Iar domnul Popescu a vorbit vreo 20 de minute și a comis câteva gafe. Acum domnul Popescu a fost exemplar. A citit de pe hârtie, a spus tot ce trebuie de spus, după puncte, a punctat foarte bine. Mi se pare că aproape nimic nu a lăsat fără ca să pună în evidență. Și ce mi-a plăcut încă, nu știu dacă domnul Popescu, bun, dar indiscutabil și prestația domnului Popescu. Domnul Lavrov a fost foarte, foarte...
corect. Nu și-a permis lucruri pe care le... Vă aduceți aminte, imediat după alegerea Maia Sandu, când i-a făcut acolo o declarație, care de fapt se... Deci, intra perfect în zona, în zona declarațiilor cotidiene făcute de mulți politicieni din Republica Moldova. Noi suntem țară neutră, prezența militară rusă trebuie să fie retrasă de pe teritoriul Republicii Moldova. Lavrov a fost foarte violent la de cum ea încearcă să distorsioneze relația moldarusă și așa. A fost, desigur, că la limită obrăznicii. Acum Lavrov a trecut chitic chiar atunci când s-a vorbit despre necesitatea retragerii armate. Bun, s-a vorbit într-o formulă legată de neutralitatea noastră, dar asta e o chestie diplomatică. Iar Lavrov nu a reacționat în sensul cu care noi deja ne-am deprins. Asta vorbește despre faptul că diplomația noastră poate să-l aducă la respect, inclusiv pe un personaj politic cum este Lavrov. Cumva această atitudine a domnului Lavrov poate fi explicată și prin prisma faptului că iată a fost semnat acest contract cu Gazprom și în contextul în care a fost semnat. Eu cred că contractul cu Gazprom nu putea să nu fie semnat. Trebuia să se întâmple ceva extraordinar, ieșit din comun. Un accident de proporții ca să nu fie semnat. Cum să nu fie semnat? Dar Transnistria unde intra din momentul cum nu era semnat acest problema contract? Problema gravă era acolo. Desigur, desigur. Am spus despre acest lucru, să-l reiterez și astăzi. Eu cred că noi nu în deplină măsură am folosit factorul transnistrian atunci când am negociat contractul, dar bun, la acest capitol putem să discutăm. Deci contractul era inevitabil, trebuia să fie semnat. Condițiile astea deja e altceva. Desigur că relația cu Gazprom rămâne unul din punctele nevralgice ale relațiilor interstatare Republica Moldova-Federația Rusă. Dar există și alte probleme foarte serioase și să vedem cum ne vom descurca pe parcurs, o să vedem cum va fi ședința aceasta a Comisiei Interguvernamentale, unde se vor discuta nemijlocit problemele care țin de relațiile economice. Dar eu cred că Rusia a primit și ea o lecție. Și eu cunosc puțin diplomația rusă, cunosc politicul rusesc. Ei comit gafe, ei comit greșeli, dar ei învață repede. Atunci când Rusia a declanșat un război economic împotriva Republicii Moldova, cu toate embargourile și așa mai departe, noi ne-am descurcat. Da, cu pierderi, da, cu foarte multe dificultăți. Când ne ne-am îndepărtat de ei. E sigur, nu pur și simplu ne-am îndepărtat. Noi i-am lipsit pe ei de pârghii economice foarte serioase de a ne șantaja și de a ne influența. Și Rusia, practic, astăzi, la capitolul influență economică asupra Republicii Moldova, dar are o singură pârghie serioasă, energetic. Toate celelalte pârghii economice, de exemplu, comerțul, au mai avem foarte puțin timp și o ultimă întrebare. Să ne așteptăm în următoarea, nu știu, jumătate de an la o întrevedere Maia Sandu Vladimir Putin? Jumătate de an, eu cred că e un termen foarte optimist. Clar că până finele acestui an nu. N-avem cum. La anul viitor, în prima jumătate, ar putea să fie, dar foarte mult depinde inclusiv de conjunctura internațională. Eu cred că vizita aceasta lui Popescu și cum el a fost întâmpinat acolo la Moscova, rezultatele acestei vizite vorbesc despre faptul că Moscova este cointeresată să aibă o relație mult mai sistematizată cu Republica Moldova. În 30 de secunde, este în stare actuala guvernare a Republicii Moldova să aibă o relație și bună cu Federația Rusă, dar care în același timp să nu ne prejudicieze interesele noastre naționale? Totul depinde ce includem noi în cuvântul bun. Eu cred că la ora actuală, deci sarcina guvernării noastre este să nu aducă relația cu Rusia până la un conflict, până la o tensiune mare. Relația care există la ora actuală, poate o leacă mai îmbunătățită, trebuie să fie cumva conservată. Eu cred că actuala guvernare are nevoie de liniște pe dimensiunea relațiilor cu Rusia pentru a folosi această perioadă și pentru înfăptuirea reformei în
jurisprudență, în primul rând, și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi și în această seară. Noi ne vedem și joi și vineri după știri cu PS. Până săptămâna viitoare, aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi și vaccinați.